Acum deschidem cuvântul Domnului. La Filipeni, capitolul 3, versetele 12 la 14. Filipeni, capitolul 3, versetele 12 la 14. Și acest cuvânt sună așa. Nu că am și câștigat premiul, sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, este vorba de premiu, că n-a ajuns la răsplată, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, în acest pasaj, Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Domnului, prezintă în fața noastră un subiect practic, și anume, necesitatea de a merge înainte. Apostolul Pavel a fost omul care, în experiența lui creștină, a suferit mult. A pierdut mult în termeni omenești. A fost alungat, a fost bătut. Însă Apostolul Pavel spune, în fața mea stă Iisus Hristos și cu un premiu ceresc. Ce voi face când lucrurile nu merg după cum aș vrea eu? Ce voi face când socotelele nu-mi ies cum aș vrea eu? Să mă uit numai în urmă? Să mă uit numai la experiențele negative? Nu. Am ales ce să fac. Voi privi înainte, uitând ce este în urmă. Voi privi la Hristos și voi privi la premiul pe care Hristos l-a pregătit pentru mine în ziua aceea. De aceea spune, alerg, uitând ce este în urma mea, aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă. Este ceea ce trebuie să facem noi. Este ceea ce trebuie să faci tu, dragul meu. Este lucru pe care trebuie să-l facă orice creștin. Niciunul dintre noi nu ne merge numai bine. Una din cântările noastre spune într-un verset, în cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat. Apoi cuvântul Domnului spune prin același Sfânt Apostol Pavel, cine vrea să slujească cu evlavie în Hristos Iisus, deci cu dăruire, cu credincioșie, va avea parte și de prigoniri. Cum vom merge? Ce vom face? Cu câțiva ani în urmă a început și încă este la modă printre tineri mai ales, să aibă această monogramă, WWJD, vor în engleză, What would Jesus do? Ce ar face Iisus? Unii o pun pe bumper sticker, deci pe mașină, alții o pus pe o cruciuliță la gât, alții o pus pe brățară la ceas. Ce ar face Iisus? Ce ar face Iisus dacă ar fi în situația ta, în experiența ta, în condiția ta? Dar la întrebarea aceasta, ce ar face Iisus? Acest lucru înseamnă multe lucruri pentru mulți oameni. Pentru unii, WWJD înseamnă What would Jerry do? Pentru alții, Why work, John Doe? În limba română, ce ar face Iisus ca fi? Pentru unii caută azi fericire ieftină. Alții traduc câți ani fără interes. Sau, pentru alții, ca fi ce ar face Iisus este translatat cum ajungi foarte important. Iisus este pildă pentru noi în toate lucrurile.
Am trecut prin experiențe negative, am trecut prin experiențe traumatice. Cam cum ar fi reacționat Iisus în experiența noastră în Biserica Emanuel? Cam cum ar fi reacționat Iisus în experiența traumatică a casei tale? Cam cum ar fi reacționat Iisus, ce ar fi făcut Iisus în pierderea ta? În business. Cam cum ar fi reacționat Iisus când ar fi primit vestea aceasta, cancer terminal? Cam cum ar fi reacționat Iisus când cineva ar fi spus, dacă avea familie, copilul tău a devenit un vagabond, este închis pentru droguri, fiica ta a ajuns o destrăbălată? Cam cum ar fi reacționat și cum ar reacționa Iisus Hristos când trece prin ce trecem noi? Pentru că înainte să trecem noi prin aceste lucruri, El a trecut prin ele. Haideți deci să urmărim împreună un mesaj pe care l-am intitulat: Ce ar face Iisus? Ce ar face Iisus? Și ne vom uita la patru aspecte distincte. În primul rând, frați și surori, doamnelor și domnilor, într-o situație critică, într-o lipsă, într-o criză, într-o pierdere, într-o experiență traumatică, într-o criză de familie, Iisus vrea să răspundem, nu să reacționăm. Iisus vrea să răspundem, nu să reacționăm. Deseori în viață, când ni se întâmplă ceva, noi reacționăm, nu răspundem. Mulțumesc Domnului pentru soția mea, pentru copiii mei, pentru prieteni, pentru că de multe ori trebuie să mă sufere în reacție, nu că nu le-am răspuns. Mulțumesc bisericii. Nu ne controlăm emoțiile, nu controlăm gândirea, nu stăm să auzim până la capăt ce ni se comunică. După trei cuvinte, când dialogăm cu cineva, deja și știm răspunsul pe care trebuie să-l dăm, nu este așa? Vă găsiți acolo? Yes, ne găsim, mă găsesc acolo. Și atunci, în loc să răspundem, reacționăm și stricăm mai rău familia, mai rău business-ul, mai rău atmosfera din biserică, mai rău prietenia noastră, mai rău viața noastră. Adâncim criza în care ne aflăm. Pentru că atunci când reacționăm, ne pierdem inima, ne pierdem înțelegerea, ne pierdem înțelepciunea, ne pierdem îngăduința. Dar cum a răspuns Iisus și n-a reacționat? Să vedem trei din pildele Lui, din exemplele Lui. Primul, Iisus a răspuns cu dragoste și blândețe. Luca 6:35. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui prea înalt, căci El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Care este prima pildă a lui Iisus Hristos de a răspunde și n-a reacționa în situații critice, în situații de opoziție? Dragoste și blândețe. Ceea ce ne spune Iisus este următorul lucru, sau următoarele lucruri. Să nu așteptăm să primim cadouri sau atenții pentru ceea ce am făcut pentru cineva sau am dat cu împrumut. Să nu așteptăm. Fă-o dezinteresat. Să nu așteptăm să fim recompensați pentru binele pe care l-am făcut. Să ne păstrăm chipul de fii ai Săi. Să știm că la urmă de tot Domnul Iisus are premiu pentru noi, pentru fiecare. De aceea, cum spune Domnul Iisus Hristos și cum am spus eu în multe circumstanțe, esența creștinismului este aceasta: ce lucru neobișnuit ai făcut? Este neobișnuit să răspunzi la criză decât să reacționezi și să o faci cu dragoste, nu cu aroganță, nu cu sarcasm, nu cu batjocură, nu cu ironie. Iisus a arătat dragoste, a răspuns cu dragoste.
Asta nici într-un chip. Pe cel ce face rău, pe cel ce te asuprește, pe cel ce te necăjește, nu este o pricină de a continua mai departe în obrăznicie, în păcat, în desfrâu, în minciună, în fără de lege, în înșelăciune? Nu. Dacă eu răspund, dacă tu răspunzi cu dragoste ca Iisus Hristos, nu reacționezi, este spre pocăința celui de lângă tine, celui de lângă tine. Despre pocăință și spre pocăința noastră. A doua pildă, Iisus a răspuns cu iertare. Deci n-a reacționat. Textul cel mai greu de priceput în Scriptură, pentru greutatea lui imensă, divină. Luca 23:34. Iisus zicea: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Iisus Hristos putea să le răspundă cu mânie, să se supere, să se tulbure și să reacționeze în clipa aceea. Nu știau ei ce-i fac, nu știau ei că l-au judecat pe nedrept, nu știau ei că l-au batjocorit pe nedrept, nu știau ei că au ațățat mulțime să ridice împotriva lui Iisus Hristos. Dar știau. Nu știau grozăvia păcatului pe care îl făcea, adâncimea lui. Pentru că aceasta se întâmplă de multe ori. Noi facem un lucru fără să calculăm încrengătura acelui lucru, fără să vedem efectele de lungă durată acelui lucru. Noi am crezut că am lovit într-un singur om, dar am lovit în familia lui, am lovit în prietenii lui, am lovit în rude, am lovit în biserică, am vorbit într-un cerc larg. Nu-și fac calcule. Nu știau o grozăvie a păcatului, de aceea a spus Iisus Hristos: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Iisus a răspuns cu iertare. Este lucrul cel mai greu de făcut. Este lucrul cel mai greu de făcut. În Epistola către Efeseni, capitolul 4, versetul 32, uitați ce ne învață Duhul Sfânt. Dimpotrivă, când sunteți neîndreptățiți, când sunteți apăsați, când sunteți mințiți, când sunteți înșelați, când sunteți bătuți, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos Iisus. Apoi, în inegalabila predică de pe munte, Matei 5, capitolul 5-7, Iisus spune așa: Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel ceresc nu vă va ierta greșelile voastre. Suntem în capitolul 6, versetele 14 și 15. Când reacționezi, te răzbuni. Când reacționezi, urăști. Când reacționezi, vorbești de rău. Când reacționezi, faci planuri cum să lovești. Dar puneți întrebarea, oare ce-ar face Iisus? El ar răspunde cu iertare. Nu-i simplu, dar-i dumnezeiește. Nu-i simplu, dar-i biblic. Nu-i simplu, dar e cristocentric. Nu-i simplu, dar așa trebuie. A treia pildă pe care o dă Iisus Hristos, deci răspuns, nu reacție, el a răspuns cu lepădare de sine. Prima dată cu dragoste și blândețe, cu iertare apoi, cu lepădare de sine. Efeseni 5:2. Trăiți sau umblați în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Asta este esența. Deci când nu reacționezi, ci răspunzi în dragoste, cu lepădare de sine, atunci renunți la tine. Pe de fapt, parte din esența creștină este aceasta, lepădare de sine, Matei 16:24. Aducerea trupului tău ca jertfă înaintea lui Dumnezeu, Roman 12:1, partea finală. Înduplecarea voinței, Roman 12:2, partea a doua, a întâia. Înnoirea minții, Roman 12:2, partea finală. Cărbune aprinși pe capul vrăjmașului, Roman 12:17-21, în particular versetul 20. Puneți-vă această întrebare în relația cu soțul, cu soția, cu prietenii, cu semenii. Unde te găsești
în acest aspect al lepădării de sine. Nu întotdeauna se câștigă mai mult când renunți la tine și la dreptul tău, mai ales în familie, decât când trebuie să-ți dovedești punctul că tu ai dreptate? Ce pildă glorioasă în Iisus Hristos! Ce pildă adâncă! Ce ar face Iisus în criză? Ce ar face Iisus în tragedie? Ce a făcut de fapt? A răspuns, n-a reacționat. Soți, soții, tineri, tinere, bunici, păstori, businessmen, învățători, oricine am fi, trebuie să știm și să învățăm bine lecția aceasta. Pentru că eu mă știu pe mine. Primul lucru, dacă nu sunt disciplinat, reacționez. Și nu-i bine. Nu-i biblic, pentru că agravez situația. Noi sunteți mai buni, preiți de Lord. În al doilea rând, Iisus vrea să influențăm, nu să fim influențați. Ce ar face Iisus în societatea noastră? Iisus vrea să influențăm, nu să fim influențați. Una din marile probleme ale creștinismului contemporan, sau unele din marile probleme, sunt acestea, să vă spun ceva lucruri simple. Ne uităm la televizor la aceleași programe la care se uită lumea. Mergem la aceleași cinematografe la care merge lumea. Ne uităm la aceleași filme acolo la care se uită lumea. La serviciu ne purtăm ca ei. Și atunci nu mai au un reper cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu când se uită la mine sau la tine, ca să zică care este impactul lui Hristos în viața ta. Rata divorțului, cel puțin în Statele Unite, este aceeași în biserici ca în lume. Frații mei, ce ar face Iisus în societatea aceasta? Ar influența, n-ar lăsa să fie influențat de lume. Și cum a făcut-o, și cum ar face-o, și cum poți să o faci tu, cum poți să o fac eu? Din nou să ne uităm la trei pildele lui Iisus. Prima, dragul meu, în viață, ferește-te să ai prieteni de tipul da. Ferește-te să ai prieteni de tipul da. Un prieten adevărat este acela care îmi spune și îți spune cum sunt, n-ai vorbit bine, nu sunt bune ideile tale, nu este bună opinia ta, nu este bine răspunsul tău, nu este bine ținuta ta, nu este bună îmbrăcămintea ta. Pentru că dacă vei merge după filozofia, să zicem, a lui Frank Sinatra, mare cântăreț în Statele Unite și în lume, una din piesele lui cele mai celebre, I did it my way. Am făcut-o cum am vrut, în stilul meu. Dacă vrei să faci tot ce vrei și ai prieteni lângă tine care spun, e bine, dă-i drumul, mergi așa, fă așa, dă-mi voie să spun mai repede sau mai târziu, ești o ruină totală. Poți să fii celebru ca și el, ca și Frank Sinatra. Mor ca un gunoi. Bun pentru iad. Bun pentru iad. Cu milioanele tale cu tot, nu te mai ajută la nimic. Pentru că nu poziția care ai avut-o în viață, în societate, te mântuie. Cel ce te mântuie este Iisus Hristos. Și nu te mântuie aroganța, te mântuie smerenia și credința în Iisus Hristos. Influențează, nu te lăsa influențat. Tu fii deosebit. Cum? Pilda pe care o dă Iisus influențează prin caracter. Roman 12:2. Ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Când cineva se uită la mine, când cineva se uită la tine, să citească în tine că trăiește Dumnezeu. Când cineva intră în casa ta, se spune, Domnule, am găsit pace când am intrat în casa aceasta. Ce-i la voi în casă?
Ce atmosferă este aici? Am citit pe acest păstor care vorbea bisericii sale despre importanța caracterului și să se ferească oricine de a trăi o viață dublă. Pentru că spunea păstorul, mai repede sau mai târziu, orice păcate se descoperă, pentru că scrie Cartea Sfântă. Și să știi că păcatul tău te va ajunge. Și de exemplu, spunea păstorul, am spus bisericii, cui îi place spinul, de exemplu? Să umble cu spini, să se asocieze cu spini. Spinul înțeapă, infectează și nu-ți trebuie spini în casă. Și toată biserica s-a uitat la el, a înțeles. Păstorul vrând să accentueze importanța ilustrării lui, a spus, da, întreb din nou, cui îi place spinul? Și o soră bătrână s-a ridicat în picioare și a zis, mie. Păstorul a fost luat prin surprindere de reacția aceasta și n-a știut ce să spună mai departe, cum să reacționeze. Și a zis, vai de mine, soră Ioana, păi dumneavoastră vă place spinul? Și sora Ioana, femeia bătrână, a zis, frate păstor, știți că eu n-aud prea bine, eu am crezut că dumneata întreb cui îi place vinul. Mai repede sau mai târziu se vede caracterul tău, dragul meu. Se vede, al meu, se vede al fiecăruia. În lumea în care noi trăim, trebuie să fim oameni de caracter. Haideți să ne uităm în Psalmul 24, versetele 3 la 5. Cum trebuie să fie caracterul acesta pe care trebuie să-l avem ca să putem să influențăm prin caracter? Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locașul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu fură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia lui dată de Dumnezeul lui. Sunt patru lucruri puse aici, le caracterizează, uitați-vă la ele. Primul, mâini nevinovate, în versetul 4. Deci are mâini, cel ce are mâini nevinovate. Adică Domnul ne dorește curați, onești, cinstiți în fapte. Mâini nevinovate înseamnă cinstiți în fapte, caracter în fapte. Al doilea, inimă curată, versetul 4b, adică gânduri și imaginație curate, pentru că poți să fii în casa Domnului, poți să fii în casa Domnului și în timp ce se predică să reacționezi sau în mintea ta să spui, s-o crezi tu. Eu cred ce spun, să te pocăiești tu. Dar imaginația poate să fie murdară, nedisciplinată, sălbatică, influențată demonic. Să te uiți în jurul tău și să dezbraci cu mintea o femeie și să dezbraci cu imaginația un bărbat. În casa Domnului. De aceea îți trebuiește inimă curată, imaginație curată. 3. Suflet nemincinos, versetul 4, partea 3. Acestea sunt cuvintele noastre. Și 4. Ce nu fură ca să înșele, adică promisiunile noastre. Noi trebuie să fim oameni care ne ținem de promisiune. Am citit despre acest om care a aplicat pentru un job. Suntem în vreme de criză. Chestionarul pe care l-a completat cuprindea și întrebarea aceasta. Citez. Ați fost condamnat vreodată pentru o crimă sau o faptă ilegală? Omul ăsta a răspuns, nu. Următoarea întrebare era aceasta. De ce? În cazul că răspundeai da, trebuia să-i explici de ce. Dar n-a fost atent. La care trebuia să răspundă, nu se aplică. Uita și a răspuns el. De ce? Spune, încă n-am fost prins. Caracter. Dar am citit despre acest businessman care a trebuit să plece de la biroul lui să depună $2000 la bancă. A completat documentele pentru depozit, pentru companie, s-a dus la mașină, mai avea și paharul cu cafea, a deschis mașina, însă când a deschis mașina, pentru că avea banii și bonul de depunere, a pus banii pe capacul mașinii.
A intrat în mașină și a uitat să ia de acolo. Când a ajuns la bancă, nu mai erau bani. I-a căutat și a adus aminte că i-a pus. Nu i-a mai găsit. Și a zis către cei de la bancă, îmi cer scuze, îmi vin să depun niște bani, am pierdut banii, mă duc să-i caut din nou. Dacă nu-i găsesc, am să depun de la mine, pentru că-s banii companiei. S-a dus acasă, a căutat vreo 4 ore. S-a dus acasă și a întrebat soția, nu cumva am trecut pe acasă și nu țin minte. Și în timp ce vorbea cu soția, suna telefonul de la bancă. Și a spus, domnul X, da, uitați, a venit un domn la bancă, a depus 2000 de dolari în contul pe care, în contul în care dumneavoastră ați vrut să puneți și v-a lăsat și un card, era în timpul Crăciunului, în care scria Merry Christmas și sărbători binecuvântate. Asta înseamnă caracter. Asta înseamnă caracter. Deci, punctul lui Iisus este acesta. Influențează prin caracter. Iisus Hristos în toate lucrurile s-a purtat cu caracter. De aceea n-a deschis gura, nu a condamnat. S-a lăsat pe sine. Pentru că trăirea lui trebuia să influențeze o lume întreagă și uite că a influențat. Evanghelia lui a ajuns până la noi. Și apoi a treia pildă este, influențează prin încurajare. Influențează prin încurajare. Și unul dintre cei mai cunoscuți, Psalm 34 cu 1, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Iar în versetul 2 spune, să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Când lauzi pe Domnul și la necaz, nu spui, îți mulțumesc, Doamne, că mi-am lovit în mașina și nu mai am, nu. Și spui, îți mulțumesc, Doamne, că în încercarea aceasta mi-ai păstrat viața. Nu o să spui, îți mulțumesc, Doamne, că mi-a murit soțul, că și-aș avut insurance bun. Nu. Doamne, îți mulțumesc că Tu în toate lucrurile vei ști să porți de grijă. Când mulțumești lui Dumnezeu, fraților, răspunsul tău nu merge numai pe verticală, pe orizontală, nu, pe verticală, bine spus. Sunt obosit astăzi. Nu merge numai în sus. Răspunsul tău și al meu merge și pe orizontală. Să asculte cei nenorociți și să se bucure. Pentru că dacă mă vede că necaz, în amărăciune, în pierdere, în înșelare, în minciună, în lucrurile făcute împotriva mea, încă îmi păstrez caracterul sfânt. Cel care poate într-un necaz mai mare decât mine sau decât tine, se ridică de acolo. Ce, Domnule, dacă și el a trecut pe acolo, și pe mine mă ridică Domnul. Influențezi prin încurajare. În al treilea rând, la întrebarea ce ar face Iisus, Iisus vrea să mijlocim, nu să manipulăm. Iisus vrea să mijlocim în viață, nu să manipulăm. Pentru că știți ce se întâmplă cu noi? Am auzit de necazul, puneți dumneavoastră numele acolo, puneți numele dumneavoastră. Și dincolo reacția este, bine i s-a întâmplat. Dar după aceea poate că pui mâna pe telefon și începi să spui, am auzit că ești prin necaz. O, Doamne! Doar eu te cunosc și încep să manipulez. Este ca și când acești doi creștini stăteau și își beau cafeaua în living room, în sufragerie. Și nu au văzut că oprește o mașină pe parcare. Au cunoscut mașina. O, iară vin ăștia și discuția între ei doi. Ăștia nu sună niciodată, ăștia nu mă vin, domnule. Nu ne-au chemat odată la o cafea, dar ei vin. Vin la masă, vin la cafea, vin la toate lucrurile. M-am săturat să-i tot văd. Da, au sunat oamenii la ușă. Să duc amândoi la ușă. Wow, pace, ce bucuros suntem că ați venit. Așa de bine ne pare. Păi dacă îi încurajez în felul acesta, să-ți vin și mâine. Oamenii se folosesc și de necaz ca să manipuleze.
să-și atingă scopul. Dar ia să ne uităm la câteva pasaje biblice. Luca 23, 21-32. Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca greul, dar eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești și tu pe frații tăi. Domnul vrea să mijlocim, nu să manipulăm pe nimeni. Ioan 17:20, Romani 8:34. Și mă rog nu numai pentru ei, ci pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Ne-ar putea condamna Iisus Hristos în fiecare zi. Credeți lucrul acesta? În fiecare clipă. Dar mijlocește pentru noi. Mijlocește pentru noi. Romani 8:26-27. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, și cel ce cercetează inimile știe care este nezuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Suma mijlocirii, nu a manipulării, este aceasta: nu profita de necazul semenului. Nu-l manipula. Nu spune în Gat, printre filisteni, cum zicea David în 2 Samuel 1:20, a murit Saul și Ionatan. Și a spus: nu spuneți lucrul acesta în Gat. Nu strigați pe la toți filistenii că a murit un uns al lui Dumnezeu. Nu pune mâna repede pe telefon, dragul meu, și deja să știe în Australia, înainte să fie terminat serviciul divin, care cancer, fratele Ion Românu. Nu spune imediat în Austria, l-a deportat pe George Românu. Nu suna până la capătul lumii, până în Gat, până în Filistia. Ai auzit ce-o pățit? Puneți numele acolo. Rogă-te. Rogă-te că e rândul tău mâine, ori mai repede, este rândul meu. Și ce bine-i când treci prin necaz să știi că cineva te sună și se roagă cu tine. Mijlocește pentru cauza ta, pentru problema ta, pentru trauma prin care treci, pentru familia ta. Nu manipula. Și apoi, în al patrulea rând și în ultimul rând, Iisus vrea să slujim, nu să fim slujiți. Iisus vrea să slujim, nu să fim slujiți. Iisus Hristos spune: eu tocmai pentru aceasta am venit. Fiul omului a venit ca să slujească, nu să îi se slujească. Vă spuneam și în alte ocazii, dați-mi voie să vă aduc aminte din nou. Și cu riscul că vă supărați pe mine, dar știu că nu vă mai supărați pentru că nu mai reacționați. Acum nu mai răspundeți cu pocăință. Veniți la casa Domnului. Fie aici, fie oriunde vă găsiți dumneavoastră. La care casă a Domnului vă duceți. Treceți pe lângă hârtia aceea de jos. Treceți pe lângă biscuiți aceia aruncați de copiii noștri. Nu vreau să fac demonstrații de niciun fel, pentru că dumneavoastră mă cunoașteți. Stăm cu mâna în buzunar și ne uităm. Nu, noi avem femeie de servici, domnule, ce-i cu gunoiul ăsta aici? Ți l-a pus Domnul înainte ca să te zmerești. Nu o să slăbești prea tare. Și așa ai probleme cu slăbitul. Apleacă-te și ridică-o de acolo. Găsește coșul cu gunoi și aruncă-l acolo. Fă casa Domnului casa ta. Fă lucrarea lui Dumnezeu frumoasă. Iisus este împăratul împăraților și Domnul domnilor. Și când s-a plecat să spele picioarele apostolilor săi, când n-aveau pantofi, cum avem noi, nici
ciorapi, sandale, erau plini de praf. Eu știu că atunci când le-a spălat lor picioare, mi le-a spălat și pe mele. Pentru că el a venit să slujească. Nu să fie slujit. Suntem într-o societate în care cei mai mulți vor să fie slujiți. Tocmai de aceea în biserici încurajăm pe frați, nu veniți la spectacol, nu veniți la teatru. Tineri și tinere, oameni care, de exemplu, aveți un dar, cântați la un instrument, aveți o voce binecuvântată. Nu veniți numai să stați, să vedeți și după aceea să criticați, acolo trebuia o notă mai sus, dincolo trebuia trei note mai jos. Cred că ar trebui o notă de inimă pentru tine, o notă pentru Domnul și să spui, mă duc și eu să îmbunătățesc lucrarea aceasta. Să slujesc în biserica aceasta. Să cânt Domnului în biserica aceasta. Mi-a făcut mult bine. Să întind mâna în biserica aceasta. Este de lucru în biserica aceasta. Vorbesc nu de Emanuel, vorbesc de orice biserică. Este de lucru. Sunt copii necăjiți, sunt familii flămânde, sunt orfani. Este de lucru afară, este de lucru în sălile de clasă, este de lucru pe acoperiș. Este în biserica aceasta. Sunt frați la lucru. Familia mea n-a făcut niciodată nimic. Mă duc eu și cumpăr mâncare. Sunt pe cine organizează. Dar te-ai obișnuit să mergi cu mâna în buzunar ca un inspector și să spui după o lună, numai atât ați făcut. Slujire. Slujiți cu bucurie, ca Domnului, nu ca oamenilor, Efeseni 6 cu 7. Matei 15, 7 la 8 spune să facem cu lepădare de sine ce facem, fățarnicilor. Bine a profețit Isaia despre voi când a zis, norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Trebuie cu cuvântul și cu fapta. Dacă vrei și dacă vreau, dacă vrem să fim ca Iisus Hristos și mă întreb ce ar face Iisus oare în situația aceasta? Vă spun eu, s-ar face membru în biserică și nu s-ar simți jignit. Dacă ar ști că un suflet poate fi ajutat, s-ar ocupa de sufletul ăla. Am citit recent despre acest copil care a venit în părțile noastre ale Californiei, cu părinții. Și dorința lui să ajungă, copil de 8 ani, la Pacific. A venit de pe coasta de răsărit. La Pacific. Să facă plajă în California, la Pacific. La Los Angeles. Și fusese noaptea furtună undeva în Pacific. Și dimineața când el a ieșit la plajă, valurile erau mari, părinții sigur nu au lăsat să intre în apă în circumstanța aceea, și valurile au adus pe plajă o mulțime de steluțe de mare, starfish în engleză. Dacă nu le ia iară valul, mor repede steluțe acestea, starfish, mor foarte repede în afara apei. Și copilul foarte sârguincios a început-o de la un capăt, lua câte una și o arunca în apă. Lua câte una și o arunca în apă. Trece un domn pe acolo, pentru că un reporter scria lucrul acesta, și a zis către copil, băiețaș, te ostenești degeaba, că nu le ajută, uite câte sunt. Sunt sute, poate mii de steluțe de mare. La care copilul s-a întors, că aceasta a reținut atenția reporterului. Spre domnul acesta și a zis, aveți dreptate, dar pentru ala, aia una pe care o arunc eu, face toată diferența. De una s-a ocupat. Aia trăiește. A intrat din nou în mediu. A intrat acolo unde crește. Unul dintre cei mai
cunoscuți motivatori creștini americani, este bătrân acum, foarte bătrân de fapt, spre 80, Zig Ziglar, vorbind la o conferință pastorală peste 3000 de păstori. Și peste și oameni, deci nu mai păstori, și oameni care vreau să învețe. Le-a pus două întrebări. Și apoi a treia a fost o concluzie. Și a zis așa: câți dintre dumneavoastră, și am să fac și eu experiența cu dumneavoastră, câți dintre dumneavoastră credeți că această carte, Biblia, Sfânta Scriptură, este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și spune numai adevărul? Câți? Ridicați mâna în sus. Vreau să vedem toți. Că mă gândesc că predic la oameni temători de Domnul. A doua întrebare, Zig Ziglar: câți dintre dumneavoastră credeți că tot ce spun ziarele este adevărat? Exact așa s-a întâmplat și acolo, nici o mână sus. A treia întrebare a fost aceasta: cum se face atunci, că știind că această carte are numai adevărul, cei mai mulți dintre dumneavoastră stați cu ce ține neadevărul în mână? Citeți mai mult ziarul decât Biblia. Care este punctul? Punctul este acesta: slujește chiar dacă ți se pare neimportant. Pentru că Iisus a venit să slujească, nu să îi se slujească. Iisus a venit să ne dea o pildă pe care noi să o urmăm. Apostolul Pavel spune: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Efeseni 5:1, urmați dar pilda lui Dumnezeu. Pilda lui Dumnezeu este Iisus Hristos, ca niște copii prea iubiți. În concluzie, ce ar face Iisus? Ce trebuie să faci tu? Ce trebuie să fac eu? În criza cea mai mare? În lovitura cea mai puternică? În batjocura cea mai ironică? În nedreptatea cea mai mare care ți s-a făcut și i s-a făcut? În experiența cea mai traumatică? În experiența de familie cea mai neplăcută? Ce ar face Iisus? El ar răspunde, n-ar reacționa. Doi, el ar influența, nu s-ar lăsa influențat. Trei, el ar mijloci, n-ar manipula. Și patru, el ar sluji mai departe, n-ar aștepta să îi se slujească. Iar pentru aceia care face aceste lucruri, scopul este nu ca ei să continue în păcatul și în fără de lege și în nesimțirea în care au ajuns, ci să se oprească din păcat, pentru că Dumnezeu prin aceasta le vorbește că încă îi iubește, încă are har mântuitor pentru ei, încă îi poate recupera, îi poate scoate de sub puterea întunericului și a judecății mâniei divine. Îi poate aduce din nou în turmă, îi poate aduce din nou în familie. Tu și cu mine însă, să facem